Vrem să începem din nou cu cântec și de data aceasta am vrea să vă implicăm și pe dumneavoastră să participați cu noi la acest cântec al bucuriei. Vă vom ajuta de aici din față, cu siguranță că veți recunoaște anumite pasaje din cântec, așa că vă invităm să cântăm împreună. Învățăm un cântec frumos împreună, se numește Doresc a ta prezență. Doresc a ta prezență.
Tatăl nostru care ești în ceruri, venim să-ți mulțumim pentru că avem un timp special pentru sănătatea noastră spirituală. Cerem prezența ta în inimile noastre, în numele lui Iisus te-am rugat. Amin. Amin. Singur să nu ne lași, Tu ești
Recunoașterea faptului că îi aparținem lui Dumnezeu stă la temelia integrității în afaceri și a succesului adevărat. Creatorul tuturor lucrurilor, El este proprietarul de drept, original. Noi suntem ispravnicii Lui. Tot ce avem noi este încrederea pe care ne-o acordă El, care să fie folosită după voia Sa. Banii nu ne aparțin nouă, nici casele, nici pământul, nici tablourile, nici mobila, nici îmbrăcămintea, nici mașina, nici orice alt obiect de lux. Noi suntem străini și călători. Binecuvântările acestea vremelnice ne sunt încredințate pentru a dovedi că ni se vor putea încredința bogății veșnice. Dacă vom trece proba lui Dumnezeu, atunci vom primi acea avuție dobândită care va fi a noastră, slava, onoare și nemurire. Dăruirea constantă, tăgăduirea de sine, constituie remediul rânduit de Dumnezeu împotriva păcatelor nefaste ale egoismului și lăcomiei. Dumnezeu a rânduit dăruirea sistemică pentru înaintarea Evangheliei și pentru ușurarea nevoilor celor în suferință și în nevoie. În 2 Corinteni 9,7 citim: fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău, ci cu bucurie, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Urmează ca și noi să strângem daruri. Cei care sunt pregătiți pot să facă lucrul acesta, iar cei care nu sunt pregătiți să nu se simtă stânjeniți și vor avea și alte ocazii. Aș vrea să ne rugăm pentru acești bănuți. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru încrederea care ne-ai oferit-o, că ne-ai încredințat atât de multe lucruri, bani și binecuvântări peste măsură. Vrem să-ți mulțumim că ne iubești și ai încredere în noi. Primește, te rugăm, acești bani care s-au strâns în aceste momente și vrem ca prin ei tu să lucrezi, Evanghelia ta să ajungă la cât mai mulți oameni, să te cunoaștem cât mai bine și tu să vii cât mai curând. Fă ca în fiecare zi noi să alergăm spre cer, să adunăm comori în cer, unde știm sigur că sunt în siguranță, să putem avea milă de cei de lângă noi și să slujim cu bucurie și inima noastră să fie cu totul pentru tine. Rămâi cu noi în continuare și dă-ne înțelepciune ca banii care îi avem acasă și tot ceea ce tu ne-ai încredințat să fie folosiți cu înțelepciune și pentru onoarea numelui tău. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin.
Pe. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău. Amin. Toate vedeți bune, Doamne. Amin. Îmi ridic. Tare. Îmi ridic? Îmi ridic. Ochii spre munți. Tare. Unde va veni ajutorul. Amin. Domnul este adăpostul meu, sprijinul meu, un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alt Dumnezeu în afară de mine. Ridic ochii spre munte, de unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerul și pământul. Amin. Strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina, și unde hoții nu le sapă și nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, va fi și inima voastră. Copii, ascultați de părinții voștri, căci lucrul acesta place Domnului. Domnul este păstorul meu. Tot ce nu este lipsă de nimic. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecare după fapta lui. Amin. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în El. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Amin. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Yeah.
Mulțumesc. Aș dori să întreb câți dintre noi au auzit, de exemplu, de vitamina B12? V-a interesat să auziți despre asta? Câți dintre noi am auzit de vitamina D3, de exemplu? Câți dintre noi am auzit de trigliceride sau de proteina C reactivă? Sau de marcări? Interesează pe oameni lucrurile acestea sau nu? Interesează. Pun întrebarea asta pentru că mai devreme Ionuț vorbea de 2300, de 490, de o zi în profeție că este egală cu un an. Ar trebui să ne intereseze lucrurile acestea sau nu? N-avem încotro, nu? Că așa spune Apostolul Pavel, că aceste lucruri au fost scrise aici pentru învățătura noastră a celor asupra cărora a venit sfârșitul veacurilor. De fapt, de ce este important să studiem profețiile biblice? Era o întrebare care viza aspectul acesta. Ne face bine acest lucru? Sau e așa că o cultură generală și despre asta și atunci te dezvolți? A spus Isaac Newton un lucru important și anume că din moment ce divinitatea Domnului Hristos este acceptată, profeția biblică capătă o exactitate matematică. Am repetat aceste cuvinte pentru că el polarizează parcă profețiile spre cine? Pe cine îl așează în centrul profețiilor? Pe Domnul nostru Iisus Hristos. De fapt, cineva a fost rugat să spună în trei cuvinte despre ce vorbește Biblia. Și el s-a gândit și a zis, păi Vechiul Testament vorbește despre Iisus care va veni, cele patru evanghelii vorbesc despre Iisus care a venit și restul, ca și întreaga Scriptură, vorbește despre Iisus care va reveni. Care va reveni. Și nu-i de mirare că același Isaac Newton despre care am amintit a scris comentarii în mii de pagini la cartea lui Daniel pentru că i s-a părut foarte, foarte importantă. Acum, întrebarea mea este, cartea lui Daniel îl așează într-adevăr în centru atenției noastre pe Iisus Hristos sau nu? Aș vrea să facem un exercițiu pentru doar puține minute să încercăm să vedem cum anume cartea lui Daniel îl așează pe Iisus Hristos în centrul atenției noastre. Mă ajutați? În capitolul 1, cum este prezent Hristos acolo? Mă ajută cineva? Un exercițiu de memorie. Dacă nu ne vine vreo idee în gând, atunci putem să citim, de exemplu, sau putem să afișăm versetul 20 din capitolul 1. Ce spune versetul 20 din Daniel 1? Că în toate lucrurile care cereau înțelepciune și despre care întreba împăratul, îi găsea, cum îi găsea? Dar înțelepciunea asta de unde vine? Vreți să citim împreună Coloseni 2:3. E un lucru foarte interesant. Dacă ați putea să luați de pe ecranul din față un obiect care încurcă, mulțumesc. Vrea cineva să citească în cine sunt ascunse comorile științei și înțelepciunii, în cine sunt ascunse?
Citiți versetul anterior, vă rog. Puneți versetul anterior. Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei. Are de-a face capitolul 1 cu Domnul Hristos? De unde au primit acești tineri înțelepciunea? Și în special Daniel, care a fost binecuvântat într-un mod special. Aș vrea să vă întreb, în capitolul 2 din Daniel este prezent Domnul Hristos sau nu? Cum este prezent? Piatra care lovește chipul la picioare și piatra aceea pe cine reprezintă? Unde scrie? Piatra din capul unghiului, mulțumesc, Matei, capitolul 21, versetul 44. Și alt verset mai este? Nu, Paul a zis ceva care este exact. Stânca care venea după ei era Hristos. Scrie lucrul acesta unde? Cam în care partea Scripturii scrie? Dacă ne-ar pune un ateu să căutăm, cam pe unde am căutat? Cum? Cineva avea o contrazicere despre Biblie și omul care era contrazis și-a dat seama că respectivul nu prea știe Biblia. Și a spus, auzi, caută tu un sacoliten 2 cu 3. Și omul căuta. Căuta de fapt ceva care nu există în Biblie. Dar asta, ideea asta că stânca aceea care venea după izraeliți era Hristos, ideea asta este biblică sau nu? Scrie în Biblie? Dacă ne-ar spune cineva că avem deficiență serioasă de o anumită vitamină, știți ce am face? Am umblat pe internet să căutăm tot ce se poate ști despre vitamina respectivă. 1 Corinteni 10 cu 4 spune că această stâncă era, care venea după ea era Hristos. Piatra care lovește chipul și care distruge toate împărățiile. Și nu uitați, evenimentul acesta în vis apare ca petrecându-se în care parte a chipului? În care vreme? În vremea sfârșitului, adică după ce a fost și Babilonul, și Medo-Persia, și Grecia, și Roma, după ce a fost divizată Roma, după ce oamenii încearcă să consolideze Uniunea Europeană, despre care Dumnezeu spune prin Daniel că nu vor reuși, reușesc sau nu? Reușește Uniunea Europeană? Nu știu de ce, dar Dumnezeu a zis așa. Ei, în momentul acestor eforturi, Daniel explică împăratului că piatra aceea care vine să lovească este împărăția lui Dumnezeu care nu va fi nimicită niciodată. Și cine este împăratul? Este Domnul nostru Iisus Hristos. Are de-a face Daniel 2 cu Domnul Hristos? Este atât de prezent acolo. Daniel capitolul 3 are de-a face cu Domnul Hristos sau nu? Vă amintiți ce s-a întâmplat în capitolul 3? Slujitorii al lui Dumnezeu sunt aruncați în foc pentru că nu acceptă să se închine chipului pe care le-a ridicat împăratul. Păi dar de ce să nu te închini? De ce să nu te închini până la urmă? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu a zis să te închini numai Lui. Să nu te închini la asemănări, să nu te închini la chipuri, indiferent ce ar fi în spatele lor. Dumnezeu a zis categoric să nu faci asta. Ei, și tinerii aceștia trei au zis să știe împărate că Dumnezeul nostru poate să ne scape, dar chiar dacă nu ne va scăpa, noi nu o să ne închinăm. Asta este credința adevărată, care nu se uită la consecințe. Trebuie să asculți de Dumnezeu și consecințele să le lași pe seama Lui. Vreau să vă întreb, acest capitol 3 din Daniel are de-a face cu Domnul Hristos sau nu? Are de-a face? Cum are de-a face? Păi până aici, cum a fost? Până aici a fost înțelepciunea care vine de la el. În capitolul 2,
un simbol al pietrei, piatra ca simbol vorbește despre Domnul Hristos, iar în capitolul 3, Nebucadnețar nu doar că e uimit de înțelepciunea care vine de la el, nu doar că îi se aude spunându-i se că piatra aceea vine și nimicește totul, în capitolul 3 el îl vede pe cine? Auziți ce spune? N-am aruncat noi 3 oameni în cuptor, dar eu văd câți? 4. Și cel de-al patrulea, cu cine seamănă? Este extraordinar. Vreau să vă întreb, capitolul 4 din Daniel are de-a face cu Domnul Hristos sau nu? Știți, capitolul 4 este chipul acela, adică copacul acela mare pe care l-a visat Nebucadnețar. Cum îl vedeți pe Domnul Hristos implicat în capitolul 4? Este implicat sau nu? Păi este atât de implicat încât împăratul, după ce se pocăiește și se raportează corect la acest fiu al lui Dumnezeu pe care l-a văzut cu ochii lui, după ce este convertit împăratul, spune așa: îl laudă pe acela a cărui stăpânire este cum? Veșnică, și a cărei împărăție dăinuiește din neam în neam. Care este împărăția aceasta? Cine este acest împărat? Cine este împăratul slavei? Se pune întrebarea în psalm. Și răspunsul care este? Domnul, cel puternic, cel viteaz în lupte. Capitolul 5. Știți, capitolul 5 din Daniel, ce prezintă capitolul 5 din Daniel? Acolo este o altă vitamină foarte importantă. Ce prezintă capitolul 5 din Daniel? Ce prezintă? Cum? Păi, în sala aia de ospăți se arată o mână care ce face? Scrie. Ce scrie? Un verdict juridic care nu se mai poate contesta. Așa este. Mai vă amintiți de o mână care a scris vreodată? Nu? A mai scris o mână pe Sinai. Ce a scris? Cele 10 porunci. Și acum aceeași mână vine să scrie, ce să scrie? Consecința legii călcate. A mai scris și pe nisip, dar pe nisip n-a scris legea. Ce a scris pe nisip? Păcatele pe care, dacă vrei, poți să primești pentru ele iertarea. Poți să primești iertarea. În capitolul 6, știți, în capitolul 6, într-un cuvânt, Daniel, un om drept, căruia nu îi se găsește nimic, nicio vină, și de care ei au hotărât să se lege doar în relația lui cu Dumnezeu, poate găsesc ceva deosebit. Cum este prezent Domnul Hristos în capitolul acesta? Este prezent sau nu? Parcă nu prea este. Este prezent? Cum este prezent? Asta a făcut îngerul. Aș vrea să spun ceva. Cred că este unul din cele mai puternice simboluri care arată spre Hristos. Viața și comportamentul acestui Daniel. Daniel, un om care este cercetat și căruia nu îi se găsește nimic de obiectat. Mai știți pe cineva? Care a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Daniel, un om care a fost învinuit pe nedrept. Mai știți pe cineva? Care a fost condamnat. Daniel, care este aruncat în groapă. Mai știți pe cineva care a fost cu groapa lui pusă între cei răi? Mai știți pe cineva? Domnul Iisus Hristos.
Mai știți vreo groapă care a fost sigilată cu sigiliul celei mai înalte autorități pământești? Cine a fost? Mormântul Domnului Hristos. Mai știți pe cineva pe care l-a chemat împăratul? Vino afară. Daniel, s-a dus împăratul și cu glas plângător ce a zis? Vino afară. A mai fost cineva chemat de marele împărat afară? Ce s-a spus la învierea Domnului Hristos? Vino afară, căci tatăl tău te cheamă. După ce Daniel a fost scos din groapă, i s-a făcut, nu? Că nu credeau și i s-a făcut o analiză foarte amănunțită. Nici Toma nu credea, așa este. Și Domnul Hristos ce a spus? Vino încoace și fii credincios, nu necredincios. Și după ce s-a constatat lucrul acesta, a fost dată o proclamație de împărat. Ce s-a spus? Cât trebuiau să știe despre Dumnezeu? Toți. După învierea Domnului Hristos s-a dat o proclamație pe care trebuiau să o cunoască cine anume. Duceți-vă unde? În toată lumea și propovăduiți vestea bună. La cine? La orice om. Am putea să continuăm în capitolul 8. Vă amintiți care e subiectul capitolului 8? Ce v-a impresionat din acest capitol din Daniel 8? Ce v-a impresionat? Cum? Animalele. Care v-a impresionat cel mai mult? Că este un leu, după aia un urs, este un pardos cu două perechi de aripi și după aceea este o fiară care l-a impresionat foarte mult pe Daniel. S-a uitat cu atenție și la această fiară are 10 coarne, fiara asta, și crește un corn în plus. Cum? Daniel, capitolul 7, scuze. Daniel, capitolul 7, îi crește un corn în plus care smulge. Ce face cornul acesta? Ce face cornul acesta? Dar aș vrea să vă întreb, cornul acesta pe care unii îl numesc cornul luciferic, este cel mai important subiect al capitolului 7? Nu. Care este subiectul principal al acestui capitol? Care este? Judecata, mulțumesc frumos! Judecata. S-a vorbit mai dimineață despre judecată, despre curățirea sanctuarului. Alt subiect care mai este acolo în capitolul 7 din Daniel, tot foarte aproape de judecată, ce este? Am văzut pe cineva care semăna cu fiul omului venind pe norii cerului. Despre ce este vorba? Despre revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Este prezent Domnul Hristos aici? În subiectul judecății sau în procesul judecății este implicat Domnul Hristos sau nu? Este implicat. Capitolul 8, cornul acesta care crește, face niște lucruri foarte interesante și slujirea Domnului Hristos în sanctuarul ceresc este atât de importantă încât cornul cel mic are ca țintă supremă să ajungă unde? La ceea ce se întâmplă în sanctuarul ceresc. Și ce a făcut? I-a smuls... Cum adică să i-a smuls jertfa necurmată? Dar ce face Domnul Hristos? Dar ce face Domnul Hristos? Unde scrie că mijlocește? Spune Biblia asta? Acolo spune că este... Mulțumesc. Mai exact, Evrei 7:25, dacă vreți să vedeți ce frumos vorbește Apostolul Pavel despre Domnul Hristos care poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea, ce să facă?
să mijlocească pentru cine? Pentru cei care vin la Dumnezeu prin El. Dacă trăiește pururea, adică necurmat, ca să mijlocească, să-i smulgi necurmatul, ce înseamnă? Vreau să întreb, cine poate să fie mijlocitor între Dumnezeu și oameni? Cine? Numai El? Sigur, numai El? Câți credeți că mai sunt și alți mijlocitori? Pentru că... Da, spuneți de la dumneavoastră lucrul ăsta? Unde scrie în Biblie? Mulțumesc foarte mult! 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 5. Acolo spune că este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Asta înseamnă că atunci când mă duc la alți mijlocitori, care este rezultatul? Care este rezultatul? Spune Domnul Hristos, degeaba mă cinstesc ei. Poftiți. Mulțumesc. În sfârșit, Daniel este foarte impresionat de ceea ce vede și cei care vin să-i descoperă acest lucru, oaspeții cerești, pun o întrebare, celălalt răspunde, în cât timp va fi curățit sanctuarul? Și s-a spus cât timp? Vreau să întreb ceva. Care este cea mai lungă profeție din Sfânta Scriptură? Care este cea mai lungă? Daniel 8 cu 14, 2300 de ani. Cea mai lungă și cea mai importantă, cred eu, cea mai lungă și cea mai importantă. Vreau să vă pun o întrebare. Dacă am merge în centrul Bacăului și am întrebat de 2300 de ani, cât ar ști ceva despre asta? Dar pe Daniel îl interesau lucrurile astea sau nu? Ce a făcut Daniel când a auzit? Prima dată nu înțelegea și a căzut leșinat. După aceea, spune Biblia că a cerut lămuriri, ce fel de lămuriri? Temeinice, adică vreau să știu. Și din cauza asta putem să avem și noi posibilitatea să știm astăzi. În sfârșit, s-a discutat dimineață și s-a spus că 2300 până când va fi curățit sanctuarul ceresc. Vreau să întreb, în capitolul 9, ni se dau niște lucruri foarte importante care privesc începutul perioadei de 2300 de ani. Eu nu intru în amănunte, aș vrea doar să stârnesc interesul nostru pentru aceste lucruri. Trebuie să le știm, sunt pentru binele nostru. Și sper să nu se supere cineva pe mine, dar epoca în care trăim este caracterizată printre altele și de un rău foarte mare care constă în faptul că oamenii își lasă problema mântuirii sufletului lor pe seama altora. Aceasta este o mare, mare greșeală. A zis Dumnezeu în Ezechiel, pe viața mea, zice Domnul, că dacă ar fi în mijlocul lor Noe, Daniel și Iov, doar ei și-ar mântui sufletul. Mântuirea este una foarte personală. Așa cum, de exemplu, când știu eu care colegă de-a noastră o să aibă nuntă, nu peste mult timp, ea nu o să-i spună lui Gabi, că nu se supără pe mine, Gabi, du-te tu la nuntă în locul meu, că eu n-am timp astăzi, am alte probleme de rezolvat. Merge sau nu merge? Nu merge. Dar în problema mântuirii oamenii ce fac? Să se ocupe alții de noi. Și aceasta, repet, este cea mai mare greșeală care se poate face, pentru că mântuirea este una personală, strict, strict personală. Nu mai intru în amănunte, doar vreau să discutăm pentru puține minute problema judecății.
Pentru că așa s-a spus, că de la darea decretului pentru rezidirea Ierusalimului, dat de Artaxerxes în 457, până va începe curățirea sanctuarului ceresc, vor dura 2300 de ani. 2300 de ani. Ce s-a întâmplat după 2300 de ani, ne spune Sfânta Scriptură. A început curățirea sanctuarului ceresc. Dar sanctuarul ceresc cum poate fi murdărit? Cum? Cum adică, dar noi ajungem să păcătuim acolo sau cum? Care păcate sunt înregistrate? Care păcate sunt înregistrate? Toate, oameni buni. Toate. Aș vrea să întreb, cuvintele noastre sunt scrise acolo? Dar are Dumnezeu atâta memorie? Are? Faptele noastre sunt scrise acolo? Gândurile noastre sunt scrise acolo? Sunt scrise acolo. Aș vrea să punem pe ecran Romani 2 cu 3. Romani capitolul 2 cu 3. Aici poate că nu pare o veste foarte bună pentru noi. Și tu, omule, crezi, tu care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, crezi că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? De asemenea, aș vrea să citim 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 10. 2 Corinteni 5 cu 10. Spune aici Apostolul Pavel că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Pentru ca fiecare să dea socoteală. Pentru ce să dea socoteală? Cine să dea socoteală? Fiecare. Adică tatăl nu poate da socoteală pentru fiul. Pastorul nu poate da socoteală pentru enoriașii lui. Așa este? Cine este chemat să dea socoteală? Fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi. De asemenea, aș vrea să citim Eclesiast 12 cu 13 și 14. Sunt cuvintele lui Dumnezeu scrise pentru ca noi să tragem concluziile sănătoase, concluziile care ne fac bine. Eclesiast 12 cu 13 și 14. Aici să ascultăm, dar încheierea, care este încheierea tuturor învățăturilor? Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, aceasta este datoria fiecărui evreu. Nu evreu? Deci cele 10 porunci pentru cine au fost scrise? Datoria fiecărui om. Cu alte cuvinte, dacă vrei să spui că ești om, atunci această pretenție trebuie însoțită de conștiența faptului că Dumnezeu are o lege după care va fi judecat orice om. Dumnezeu va aduce orice fapt la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău. Mulțumesc! De aici am învățat, pe lângă faptul că fiecare va fi chemat la judecată, am învățat că judecata aceasta se face după ce? Când te duci la tribunal, este un complet de judecat acolo și ei după ce judecă? După lege. După lege. Deci, viața fiecărui om de pe acest pământ va fi judecată după legea celor 10 porunci. Acum, în scurt aș vrea să amintesc un lucru. Judecata aceasta când se va face? Acum. Puțin. Când se va face judecata aceasta? Păi stați puțin, dar noi zicem judecata de? Apoi. Deci când va fi judecata? Cum? P
Păi și dacă a început, o anulează pe aceea de la sfârșit. Acum este? Când te duci la tribunal, afli un lucru. Că judecata are mai multe faze. Este mai întâi o fază investigativă, o fază când se adună probele. Așa, este importantă faza aceea. Este foarte important. După aceea există o altă fază când ce se face? Se judecă probele, da, și se pronunță, ce se pronunță? O sentință. Și după aceea este o altă fază când se execută sentința respectivă. Bun, acum, este foarte interesant ceea ce spune Petru, că stăm în clipa când judecata trebuie să înceapă, de unde? Asta înseamnă că cei care reprezintă casa lui Dumnezeu, adică cine? Cine? Dar poporul lui Dumnezeu cine este? Apropo de ceea ce ați spus, vreau să spun, de fapt nu știu dacă, dar poate ar merita să amintesc că e ca o glumă așa, dar poate că ne învață ceva. Se zice că cineva a rugat pe Sfântul Petru să viziteze raiul și Petru îi prezenta, uite aici sunt ăștia din biserica istorică, aici sunt alții, aici sunt adventiști, dar taci din gură, nu face zgomot, pentru că ei cred că doar ei sunt aici. Ar trebui să ne asumăm ceea ce a spus Domnul Hristos, și anume că mai am și alte oi. Da? Exclusivismul nu face bine. Sau nu e așa? Dumnezeu dorește ca toți oamenii să... Da. Și trebuie să ne acordăm... Iudeii au greșit foarte mult pentru că ei credeau că numai ei. Aveau dreptate sau nu? Nu aveau dreptate. Aici au greșit fundamental. Acum, vorbind despre judecata aceasta, acolo în Daniel, capitolul 7, înainte ca fiul să vină pe norii cerului, a avut loc o judecată. Citiți, vă rog, că după judecată, imediat a apărut fiul pe norii cerului. Asta înseamnă că înainte de venirea Domnului Hristos are loc o judecată. Judecata aceasta are în atenție pe cei vor rămâne numele în ceruri doar a celor care ce-au făcut. Au vrut să știe cei cu vitamina D3, cu B12, cu... Adică mă interesează lucrul ăsta. Vreau să-L cunosc pe Dumnezeu. Vreau să știu ce mi-a scris El în Sfânta Scriptură. Puțin și voi încheia. Aș vrea să întreb, când te duci la tribunal, haideți să zicem în America, că acolo e puțin mai diferit, dar mare parte se aseamănă. Când te duci și într-un proces, în completul ăla de judecată, cine sunt persoanele implicate? Cine? Ce persoane sunt implicate? Cum? Un judecător. Un judecător. Cine este judecătorul? Cine este judecătorul? La judecata care se face acum în ceruri, cine este judecătorul? Dumnezeu Tatăl este judecătorul? Dar vă amintiți de vreun verset care spune că Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o cui? Fiului. Unde scrie? În Vechiul Testament? Ioan 5:22. Toată judecata a dat-o Fiului. Vă bucură lucrul acesta? Cine este judecătorul nostru? Este fratele nostru. Bun, acolo, în completul de judecată, este și acuzarea. Cine este acuzarea? Cine acuză? Pârâșul. Da? Pârâșul acuză. Asta scrie unde scrie?
În Apocalips, capitolul 12, spune că el ce face zi și noapte? El pârăște, asta face. Apocalips, capitolul 12, cu 9 și 10. Bun, deci avem judecător, avem acuzare, avem și martori sau nu? Sau jurați, spun americanii. Sau, nu știu dacă, martori, sunt martori sau nu sunt martori? Nu jurați, martori, sunt martori la acest proces, sunt martori sau nu? Cine sunt martorii? Scrie asta Biblia? Scrie că am ajuns o priveliște pentru cine? Pentru îngeri, pentru lume și pentru oameni. Foarte frumos scrie. Bun. Ce mai lipsește din completul de judecată? Cine mai lipsește? Cum? Acuzatul. Acuzatul cine este? Hai, lasă-mă, Doamne, spui mie să mă pocăiesc. Mai spui mie să mă pocăiesc, dar eu n-am dat în cap la nimănui, n-am luat nevasta altuia. Cine are nevoie să se pocăiască? Orice om din lumea aceasta este păcătos, așa spune Biblia. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Bun, avem și acuzatul. Noi cum suntem prezenți la ceea ce se întâmplă acolo? Cum suntem prezenți? Cum? Spune Pavel în capitolul 10 din Evrei că avem credința care pătrunde ca o ancoră unde? Dincolo de perdeaua din lăuntrul templului. Acolo cine este? Este Domnul nostru Iisus Hristos. Și mai avem nevoie și de avocat. Cine este avocatul? Cine este apărătorul nostru? Unde scrie așa de frumos Ioan, apostolul Ioan, capitolul 2 din prima epistolă cu 1. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Fără păcat. Ce roluri are Domnul Hristos? Ce roluri îndeplinește în această judecată? Care sunt? Judecător, apărător sau mijlocitor și... Să știți că în el avem și un martor de nădejde. Scrie Biblia că el este martor, martorul credincios și adevărat. Martorul credincios și adevărat, asta spune în Apocalips 3 cu 14. Câte roluri ocupă Domnul Hristos? Aș vrea să vă întreb, el a pierdut vreun proces vreodată sau nu? De ce? Pentru că este atotputernic, pentru că este înțelept, pentru că a plătit prețul nostru pe crucea Golgotei, pentru că cunoaște sfârșitul de la început, pentru că El ne-a creat, El cunoaște, nimeni de aici nu știe despre Cel care stă pe scaun lângă El, ce probleme îl frământă, care sunt lucrurile care îl rod în interior, așa este? Dar cineva știe cine este. Și de asta Mântuitorul a spus, veniți la mine, toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra mea și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. S-a spus mai dimineață, veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. Pentru că de vor fi păcatele voastre, cum? Roșii. De vor fi ca purpura. Se vor face albe. Este important lucrul acesta. Este foarte important. Oameni buni, s-a spus că e foarte important ce mâncăm. Dar în același timp este foarte important ce ne mănâncă. Poverile legate de viața noastră spirituală sunt mult prea grele ca să le purtăm. Și sunt oameni care cad sub ele. Nu trebuie să le purtăm. Cine le-a purtat? Spune Petru atât de frumos, aruncați asupra lui
toate, aruncați-le asupra Lui. Și El ce face? Au adus-o pe nenorocita aceea, prinsă în desfrâu. Era fără nicio speranță. Aștepta cu emoții să lovească prima piatră. Și Domnul Hristos ce a făcut? Ce cuvinte mai frumoase decât acestea și mai eliberatoare. Cine te-a osândit? Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Coloseni 1:12-14. Iată ce a făcut deja Hristos pentru fiecare dintre noi. Mulțumim Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei sale, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Ce timp de har trăim! Este un timp când Dumnezeu trage semnale de alarmă. În Apocalipsă se vorbește de cele 7 plăgi. Aproape ți este greu să crezi că asemenea lucruri se vor extinde pe o așa mare suprafață, pe pământul nostru, dar iată că ce se întâmplă sub ochii noștri nu reprezintă niciuna din plăgi, dar știți ce reprezintă? O avertizare că lucrurile pe care le-a spus Dumnezeu se vor întâmpla în curând. Ce avem de făcut? Încă se mai zice astăzi, spune Apostolul Pavel. Pentru că va veni vremea, spune Apocalipsa 22:11, când se va zice cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Domnul să îmi dea mie și fiecăruia dintre noi înțelepciunea de a alege să folosim timpul acesta solemn așa cum trebuie și El va onora încrederea și alegerea noastră și o va pecetlui pentru veșnicie. Amin. Numele Tău, curând, o să se cheme în fața hotărârilor supreme, căci toate câte sunt au o măsură. Tu poți fi diamant sau poți fi zgură. Să-L cercetăm, se aude o voce, sub haina aparenței ce se ascunde? Se dă răspuns, să plece, e pătat. Sau alt răspuns, să vină, e curat. Să-L cântărim în cumpăna cea dreaptă, să-I punem orice gând și orice faptă. E prea ușor, e pleavă, deci zvârliți-L. Sau este bun, e plin de rod, primiți-L. Și să-L probăm în foc de încercare, cuptorul să se încingă tot mai tare. E lut, priviți-L cum se prăbușește. Sau e aur, strălucirea-i mai mult crește. Numele Tău curând va să se cheme în fața hotărârilor supreme, în fața judecăților cerești. E vremea să te întrebi și tu, ce ești? Căci toate câte sunt, au o măsură. Tu poți fi diamant sau poți fi zgură.
Să ne rugăm la sfârșit. Tată, venim înaintea Ta și Îți suntem recunoscători pentru că Tu ne-ai pregătit o cale de scăpare și știm că trebuie ca mai întâi porțile inimilor noastre să se deschidă. Tu ești în fiecare zi, în fiecare dimineață, prezent și ne aștepți. Vrem să venim la Tine pentru că doar la Tine este ajutor, doar în Tine găsim salvare și scăpare și vrem să ne încredem din toată inima noastră în meritele Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru că ai revărsat în inimile noastre liniște și pace împotriva circumstanțelor care ne stau înainte. Îți mulțumim pentru că ne iubești și pentru că ești mereu în inima noastră prezent. Amin. Amin. Mulțumim Dumnezeu pentru aceste minute de liniște și de popas la picioarele Lui. Programul zilei continuă cu masa de prânz la ora 1:30, iar după amiază, cu ajutorul lui Dumnezeu, dorim să ne reîntâlnim la ora 17, ora 5, pentru noi discuții și noi învățături care să le luăm din Cuvântul lui Dumnezeu. Până atunci, dorim ca Dumnezeu să poarte de grijă fiecare dintre noi. După amiază plăcută!